Lebedele sălbatice. A fost odată un rege care avea 11 fii și o singură fiică, al cărei nume era Eliza. Din nefericire, mama copiilor muri și curând, regele își lua altă nevastă. Însă mama vitregă nu-i avea deloc la inimă pe Eliza și pe cei 11 frați ai ei. În cele din urmă, maștera izbuti să-i gonească pe copii de la palat. Numai că, înainte de a-i vedea plecați, încercă să-i prefacă pe cei 11 băieți în niște păsări hâde. În loc de asta, ei se preschimbară în 11 lebede frumoase. Scoțând țipete deznădăjduite, păsările se înălțară în văzduh și dispărură, găsindu-și adăpost într-o pădure. Dar de îndată ce se lăsa seara, lebedele se prefăceau la loc, în oameni. La revărsatul zorilor însă, se preschimbau iarăși în lebede. În toată vremea asta, sora lor, Eliza, se ruga fierbinte ca vraja să se destrame. Într-o noapte, fata visă că zboară și ajunge la palatul unei zâne. Cum aș putea să le vin în ajutor fraților mei, zână bună? O întrebă ea. Iar zâna îi spuse să culeagă urzici dintre cele amarnic de usturătoare, care creșteau într-un cimitir întunecos și înfricoșător. Din urzicile acelea, spunea zâna, ar fi trebuit Eliza să împletească mai apoi 11 cămăși. Dar înainte ca fata să plece de la castelul ei, zâna cea bună o mai povățui. Și ai grijă să nu scoți vreo vorbă, de când te vei apuca de lucrul ăsta și până îl vei duce la bun sfârșit. Căci te vei vorbi, atunci frații tăi vor rămâne lebede pe vece. Când se trezi din vis, Eliza merse în cimitirul aflat în apropiere și se apucă de cules cât mai multe urzici. Își înțepă mâinile până îi se înroșiră și îi se umplură de o mulțime de bășicuțe. Ajuns acasă, fata călcă urzicile cu picioarele goale și le toarse în fire pentru țesut. Tot timpul cât lucră, nu scoase nici măcar un suspin, necum să încerce a vorbi cu frații ei. Peste câteva zile cămășile fură gata, iar Eliza le aruncă pe spinările celor 11 lebede. Pe dată, păsările se preschimbară în cei 11 frați ai săi. Vraja se destrămase. Copiii merseră la tatăl lor și povestiră despre faptele mărșave ale mamei vitrege, iar acesta ogon numai decât din țară. Sfârșit. Dacă ți-a plăcut povestea, nu uita să te abonezi. De asemenea, atingeți clopoțelul pentru a fi la curent cu noile povești care vor apărea în fiecare zi. Mulțumesc foarte mult!